așa aștept pe cât mai mulți dintre prietenii tăi să conștientizeze salvarea planetei și frumusețea ei, astfel încât și copiii noștri să se poată bucura de ea. Trăim în secolul vitezei, suntem prea preocupați de propria persoană, fără să ne mai gândim la ceea ce ne ține în viață cu adevărat. Mediul înconjurător, apa, aerul, pământul și pădurea. Topirea ghețarilor, inundațiile și dispariția a mii de specii de plante și animale sunt doar câteva semne că planeta nu mai are puterea de a lupta singură și are nevoie de ajutor. Multe persoane cred că nu intră în sarcina lor cu dezără mediul înconjurător, astfel încât, în urma ieșirii la iarbă verde, ajuns în lasul în urma lor, topele de deșeuri care treptat este natura. Iar prin urmare acestei nepăsări apăr schimbările climatice și căzirea globală. Trebuie să învățăm să respectăm natura ca pe o mamă, deoarece ea ne dă toate cele necesare supraviețuire. Și astfel, să nu mai aruncăm cu gunoi în ea, ci să reciclăm cât mai mult posibil. Reciclarea aduce de asemenea beneficii mari ca deșeurile menajere trebuie mai întâi sortate, înainte de a le arunca în containere și apoi reciclate selectiv. Misiunea Centrului de Colectare și Reciclare este de a participa în mod activ la conservarea și protejarea mediului înconjurător. Ce putem face noi pentru salvarea planetei? Cum putem preveni noi încălzirea globală și schimbările climatice? Plantați copaci! Reciclați bateriile reîncărcabile și opriți aruncarea. Reciclați bateriile reîncărcabile. Opriți aerul condiționat și ventilatoarele când este posibil. Reciclați pungile de hârtie. Evitați pungile de carte.